Fostul ministru al transporturilor a fost condamnat anul trecut de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 ani de închisoare cu executare. El a fost acuzat de DNA de luare de mită instigare la fals material în înscrisuri oficiale, în legătură directă cu infracțiunea de corupție uz de fals. Potrivit DNA în perioada 2001-2002, Miron Mitre ar fi primit de la Irina Gianu foloase necuvenite de peste 900.000 de lei, în schimbul numirii acesteia în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Stat în construcții.